Cântăm o cântare cunoscută. De câte ori venim în față, de multe ori colegul meu Vasile spune că îi fac câte o surpriză. Cântăm ceea ce nu am repetat. Dar de data aceasta vreau să cânt o cântare, mi-am adus aminte și mă aduc aminte de cea mai frumoasă cântare pe care eu am putut să aud vreodată în viața mea. Este o cântare care m-a mișcat așa de mult, m-a cutremurat. Eram copil, mă aduc aminte, am mai spus odată, eu aveam acolo două vecini, era una Saveta și una Nuța. Și treceam pe cărărușa aceea acolo și am auzit cântând. M-am furișat așa prin porumb și m-am dus, m-am apropiat și credeți-mă când m-am așezat și am ascultat acea cântare. Parcă cânta un înger, n-am mai auzit așa frumos. În varea clinilor cerești ce răspândesc parfumul. Acolo-i țara mea și așa cânta de frumos acea soră. Așa de mult m-a mișcat cântarea aceea, a fost o cântare care m-a făcut să-mi imaginez cum va fi acolo, în țara aceea dintre râuri. Ea a plecat, sora, a plecat în țara aceea. Noi încă mai avem de luptat. Să ne ajute Domnul și hai să cântăm cu toții, să spunem că acolo e țara mea și Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Amin. În valea crinilor cerești ce răspândesc parfumul, iar râul cel dumnezeiesc nu schimbă nimic.